Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Roleplay. Bă, fraților, ca de obicei vă rog să apăsați pe butonul de like, bineînțeles, doar că vă place seria de roleplay și dacă vreți să mă susțineți ca să mai fac YouTube 10.000 de ani. Ok, după cum vedeți în titlu, scrie mare job nou. Practic, a băgat Rex face un job nou, se numește Mina de Bricks-uri, Mina de Cărămidă. Bă, mi se pare că e cel mai profitabil job de pe server. Deci poți să faci o groază de bani, hai să vă răgăți banii mei, o. Am 1847 și sunt în Baltop 4. Ia să vedem noi. Baltop 4, sunt pe locul 33. Deci, bă, încep să mă îmbogățesc așa câte puțin, câte puțin. V-am spus că asta mi se pare cel mai profitabil job după server. Adică un pickaxe de fier costă 35 de dolari și poți să faci profit cam 30 de dolari în plus. Deci e foarte, foarte bine. Nu știu, cred că de vreo două zile stau aici și muncesc. Deci am făcut o groază de bani. Bă, în acest episod o să ne cumpărăm un câine. Bineînțeles că o să numească Gigel. Dar mai trebuie să spargem așa puțin. Văd că mai am pace 51 de bucăți. Filmez, da. Apropo, am anunțat pe Facebook că filmez. Deci dacă vreți să știți când filmez pe server nou în premium, dați un like pe pagina Facebook. O să aveți un link în descriere. Și cred că și un comentariu pe acolo pe YouTube. Nu știu, sigur, hai să saltăm toți prietenașii. Tocmai ce m-am anunțat acum vreo 5 minute. Uite, salut, boss, salut. Ok, eu te primesc și chestie. Bă, un stack. Mersi, man. Gata, te fac vedete pe YouTube. Asta ți-e așa că am uitat să-mi pun textura. O să vă arăt imediat o chestie foarte, foarte interesantă. Resource pack, dăm așa frumos, uite aici, trec site-ul ăsta. Bineînțeles că am uitat să-mi pun textura, pentru că, da, sunt un uituc. Și după cum vedeți aici am permis de conducere. Tocmai ce am primit de la un abonat aseară un permis de conducere. Îmi pare foarte rău, dar nu mai știu numele. Ceva cu Plays, nu știu cum. Uite, Toasty Plays, el mi l-a dat. Îți mulțumesc, man. Chiar m-a ajutat cu item, m-a ajutat cu târnăcoape, cu chestii. Mi-a dat vreo 4 târnăcoape, mi-a dat mâncare și alte chestii. M-am văzut că aici, da. Am văzut că aici la mina asta de bricks-uri un cartof costă 1 dolar. Deci uite fix aici. Bine, aici scrie 2 dolari, vezi? 2 dolari, 2 cartofi. Deci puteți să cumpărați mâncare foarte bună și foarte ieftină. Salut, Chela. Salut, hai bă să ne luăm niște mâncare. Hai să-mi iau un stack de cartofi. Pentru că mâncarea se duce foarte, foarte repede. Ne luăm așa un stack. Mai am niște chestii, poate niște prostii. Băi, am primit permis. Doar că n-am mașină, frate. O mașină costă 3000 de dolari sau ceva genul. O să strâng bani de mașină, dar mai întâi vreau să-mi iau un câine. Mi-a spus voi în comentarii că băci că n-ar fi bine să-mi iau câine, că mai bine strâng bandă mașină sau chestii de genul ăsta. Vedete pe YouTube. După cum vedeți, mi-a trecut răceala, deci nu mai sunt... Nu mai sunt răgușit. Poate doar puțin, puțin. Da, abonați-vă la canalul meu. Ok. Bă, nu e frumos să faci reclamă. M-a așteptat mult. Bă, bă, ce-am intrat acum, nu știu. Ok, hai să spargem... Hai să facem 3 stack-uri, mai spargă așa puțin. Bă, și o să vă arăt un lucru, o să vă arăt o chestie destul de interesantă. Mersi, boss, că sapi sub mine, chiar apreciez. Aici poți să vinzi bricks-urile cu 15 dolari, dar eu vă arăt un loc unde puteți să vindeți cu 16 dolari. Practic faceți un dolar în plus. Bine, nu e foarte mult, dar bă, e destul de bine. Practic la 10 stack-uri de bricks-uri faci 10 dolari în plus, știi? Și destul ok. Și o să vă mai arăt o chestie interesantă. Unde puteți să vindeți... un stack de piatră cu 16 dolari, nu, cu 11 dolari. Știți că la mina de piatră, filmezi, da. La mina de piatră, un stack de piatră costă 10 dolari, dar eu știu un loc foarte, foarte interesant. Mi l-a arătat un abonat. Măi, destul ok, salut YouTube. Ok, acum o să... La mina de bricks. Am uitat ce vreau să vă spun. În fine, că mi-am luat, hai să mă spargă așa câteva. Ok, haideți să vă arăt locul ăla interesant, unde puteți să vindeți cu 16 dolari. Bă, cel mai probabil unul dintre voi îl știți, adică foarte aproape, uite. Fix în partea asta, la călădirea asta, urcați acolo, fix acolo e. Bine, cred că toți îl știați. Hai, bine, aproape toți. Salut. Deci, și haideți să vindem. Vreau în seara asta să fac 2000 de dolari, ești tare. Mersi, man, chiar apreciez aceste cuvinte. Mă pui în episod, da. Deci bun, gata cu prostiile, haide să ne luăm un câine.
o să se numească Gigel, pentru că v-am pus pe voi să votați și vreo 90% dintre voturi v-ați ales numele Gigel. Bă, ce frumos arată mașina, bă, lol. Eu până acum jucam cu textura default și îmi pui canalul în episod HD Gaming PC 2015. Oh my fucking god, deci... Da. Bă, frate, frumos nume. V-am spus că și eu mă gândesc să schimb numele în HD Gaming PC, la Dran 2015, HDR Rect PVP. E cel mai tare nume. Textura de roleplay. Bă, stați așa că mai întâi vreau să găsesc primăria, nu știu exact unde e, sper să nimeresc coordonatele, deși cred că m-am dus greșit pe aici. Da. Sunt niște semne iurea. Deci, haideți să mergem în partea asta. Millennium Boulevard, chestii, prostii. Mă, păcat că nu știu... gata, am găsit. Deci, practic, știu arena asta. Pe lângă arena asta mare știu că se află... De fapt, stai așa. Uite că am găsit. Hai să mergem la spawn. De moment asta, parcă știam eu străduța asta, știi? Acolo e mina de dirt, fix în față. Deci noi o să mergem fix aici. Trebuie să fie primăria și spitalul și pe lângă trebuie să fie pet shop-ul. Ia. Spawn, mina de dirt, ok, spawn. Uite pe aici. O să ne luăm așa un câine frumos. Bă, e destul de scump un câine. Adică costă 300 de dolari. Am greșit. Stați așa că nu e bine. De fapt era în partea asta. Bine, pot să ieși în partea, dar e puțin cam ciudat. O să luăm pe aici. Un câine costă 300 de dolari și un... și un os costă 15 dolari. Bine, o să vreau să mai iau mai multe oase. Deja am găsit mina de... Asta e mina de bricks, nu? Stai așa că nu e bine. De fapt, să că mina de bricks e pe lângă mina de... E pe lângă spawn. Și pe lângă ferma de dovleci. Unde ești boss să-ți dau o cheie. Hai să mergem, poate primi și noi o cheie, poate mai primi o chestie. Aici. Deci m-am întors înapoi, frate. Ok. Stai așa. La mina de bricks. Bă, sper să fie pe aici. Uite aici, frate. Facem așa trade și uite cheia de mașină. Mersi, man. Bă, chiar apreciez, uite-l și pe Gamer Infinite, salut. Deci am primit o cheie de mașină și un permis, doar că eu nu am mașină. Știi cum zic, poate putem să formăm o mașină. Stai așa. La mina de bricks. Bă, și am văzut că a apărut Minecraft Story Mode, episodul 3. O să filmez și eu în curând. Se pare că nu pot să form mașini. Hai să bănânc ea înapoi. Bă, știu că un permis costă 300 de dolari și o cheie tot așa costă cam 100 sau ceva genul. Ok, să așa. Bricks, da. Uite, mă, primesc și chestii. Am primit aici 46 de dolari. Bă, în ultimul timp am început să primesc chestii. Destul de scumpe, ea. Uite, permis, cheie, pe acolo, o groază prostie. Ar fi frumos dacă ar confirma și el. Dar cred că nu știu să confirme. Ok, bun, deci haideți să mergem. Cheladran, când filmezi, stați așa, MSG. Toasty Plays, acum, bun. Deci, bă, să găsim și noi pet shop-ul. Sper să-l găsesc. A trebuit să stai puțin din filmare, că n-am fost deranjat. În fine, nu contează. Spawn. Bă, trebuie să fie în zona asta pe aici. Ok. Sunt urmărit, bineînțeles. Filmezi. Da. Bă, stai, poate mă aștept power-o. Îmi dai și mie TP la pet shop. Ok, nu uitați să apăsați pe butonul de like, da, fraților, ca să strângem și noi câteva alte like-uri. Ar fi frumos dacă am putea să strângem, bă, nu știu, 120 sau ceva genul. Salut, YouTube, salut. Bă, deși cred că sunt foarte aproape. Uite, bă, mersi, frate. Mersi, man. Uite, pet shop-ul și haide să luăm pe Gigel. Bă, arată mișto câinele ăsta și puteți să ne luăm și o pisică, nu? De fapt, pisica cred că a pus-o la mișto ca să arate mai bine. Ai fost invitat la trade. Asta e că nu e aproape, trebuie să scriu trade, dar în fine. Hai să ne luăm câine. 300 de dolari. E, bă, cam scump. Hai să-i punem și un nume.
Bă, cum schimb numele? Ok. Stai că nu știu. Bă, se pare că nu pot să schimb numele. Pentru a pune animalul, țineți ținta, ok? Dar dacă îl spawnezi aici, nu o să aibă nume. Să te scap de ei. Ok. Hai să luăm și un os. Hai să luăm două oase. Cum schimb numele? Gen numele câinelui. Păi e cam complicat. Am, bădamă, gata. Așa-mi, frate. Gigel. Gata, uite-l pe Gigel aici. Hai să-l spanăm pe Gigel. Ia să vedem noi. Bam. Gata, mă. Uite-l, frate, pe Gigel, bă. Gigel. Mușcă ăsta, frate, e periculos. Uite-l pe Gigel, mă. Ăsta e nebun. Bam. Bravo, bă, Gigel. E periculos ăsta, mă. Deci nu vă luați de el, frate, că ăsta face urât. E dement ăsta. Hai să-l niște oase. Când mai pui Hexit? Hexit, frate, nici măcar n-am început seara de Hexit. Bă, ce periculos e Gigel ăsta, e dement. Ok, dar nu știu cum să le iau. A, uite că apăs click dreapta. Ok, ce faci? Uite-l pe Gigel, bă, ce nebun el. A, Gigel, vină încoa. Bă, sper să vină spre mine. Apropo, vă zic câteva chestii. O să închis seara de Maps from Subs. Nu vreau acum să vă dau multe detalii. O să vă zic în următorul episod. O să mai fie doar câteva episoade de Maps from Subs pe canal. Și după o să încep altă serie, cum ar fi Hexit, Minecraft modat și alte prostii. Sper să nu vă supărați, dacă nu sunteți de acord cu mine, puteți să, nu știu, să dați dislike-uri și chestii. Dar în fine, o să vorbim mai multe chestii în următorul episod de Maps from Subs. Deci bun, bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut, știu că a fost un episod cam scurt. V-am arătat nou job, l-am cumpărat și pe Gigel, care s-a buguit pe acolo. Gigel ăsta a făcut și el primul lui kill. Deci ăsta este mafiot, bă. După Cheladran, frate, nici măcar știu unde mă duc. Eu mă plin și-o pe aici. A, uite, la primărie, cred. De fapt, la spital. Hai să-mi iau o poțiune. Pentru că aveam o poțiune și am folosit-o. De fapt, se iau două poțiuni. Hai să iau doar o poțiune. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați un like ca să strângem 130 de like-uri, zic că se poate. Am încredere în voi, nu uitați și de un share pentru Gigel. Se pare că Gigel m-a pierdut pe aici. Uite-mă că știe drumul, ăsta mă miroase, știi mă zic. Deci sper că v-a plăcut, nu uitați un like. Eu sunt Cheladran, el este Gigel. Uite-l aici, câinele Gigel. Pe data viitoare.